Alegeri locale 2020. Dezbateri electorale. Bună ziua și bun găsit! Sunt Mircea Apostolescu și vă invit la o nouă dezbatere electorală București FM. Peste 10 zile, pe 27 septembrie, vom merge la vot pentru administrația publică locală. Noi, bucureștenii, ne vom putea alege atât primarul și consiliul local din sectorul în care locuim fiecare dintre noi, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din Consiliul General al municipiului București. Pentru că județul Ilfov și capitala funcționează în fapt, chiar dacă nu și în drept, ca un singur oraș, ca o adevărată metropolă, vom acorda atenție egală și bine meritată alegerilor pentru Consiliul Județean Ilfov și pentru președintele acestuia. Primăriile și consiliile locale, Consiliul General Olcer Județean, sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care trăim. Pentru că activitatea primarilor și a legislativului local se răsfrânge direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Dacă primarul își face sau nu treaba, dacă aleșii noștri din Consiliul Local, General sau cel județean iau cele mai bune decizii sau nu, toate aceste acțiuni, ori inacțiuni, le resimțim în mod direct fiecare dintre noi în viața de zi cu zi. Datorită sau din cauza administrației locale, avem sau nu căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul, curat, cu aer condiționat sau încălzit, după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, mai nou, avem ori nu măști, dezinfectant și tablete în școli, se ridică sau nu gunoiul, se dezăpezesc strada, străzile iarna și așa mai departe. De aceea credem că, la aceste alegeri locale, fiecare comunitate ar trebui să-și caute mai degrabă gospodari decât oameni politici. Pornind de la această viziune, în cadrul dezbaterilor electorale București FM, le propunem tuturor candidaților sau reprezentanților acestora să nu apeleze la acuzații reciproce, la invective și la atacuri la persoană, fiindcă acestea nu ne aduc nouă cetățenilor și, culmea, nici domniilor lor niciun beneficiu. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale Bucureștiului sau ale sectorului, ale fiecăruia dintre noi. De aceea vrem să discutăm aici despre probleme concrete ale comunității locale și soluții reale, dacă acestea se află la îndemâna autorităților locale. În interesul candidaților, zicem noi, este să ne convingă fiecare în parte că au cele mai bune soluții. Tot din acest motiv, al discutării unor probleme și soluții concrete, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații. De aceea, nu am pus în discuția candidaților la primăriile și consiliile locale de sector probleme ce țin de transportul public sau de termoficare, probleme ce sunt de competența primăriei capitalei și a Consiliului General. Tot astfel, nu vom pune în discuția candidaților la fotoliul de primar general sau la cel de consilier municipal probleme ținând de administrarea piețelor, ora parcurilor și a unităților de învățământ ce țin de competențele sectoarelor. Nu vom aduce în discuție lucruri care țin de șoseaua de centură, de metrou ori de CFR, ce sunt de competența Ministerului Transporturilor. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale, întrebări la care candidații vor avea timp egal alocat pentru răspuns. Pentru fiecare întrebare, ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea în care candidații vor figura pe buletinile de vot din 27 septembrie, pentru ca fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Continuăm astăzi seria celor trei dezbateri din campania pentru alegerea primarului general al capitalei. Subiectele ce se vor afla în discuție sunt atât de complexe, încât vom extinde timpul de răspuns la câte 3 minute de fiecare candidat la fiecare întrebare. Pentru a reuși însă să abordăm cât mai multe dintre subiectele de mare interes pentru toți bucureștenii, îi voi ruga pe participanți să răspundă cât mai concis, să se rezume la esență în intervențiile domniilor lor. Sunt alături de noi astăzi alți trei candidați sau reprezentanți ai unor candidați aflați în cursa electorală pentru fotoliul de primar general. Din partea PNL, domnul Stelian Bușduveanu, candidat la Consiliul General al municipiului București. Din partea USR, doamna Ana Ciceală, actual consilier municipal. Și din partea Pro-România, domnul Ioan Sârbu, candidat la funcția de primar general. Să rămână, doamnă, bună ziua, domnilor!
Bună ziua, mulțumesc de invitație. Vă mulțumesc și eu că sunteți prezenți aici în fața alegătorilor dumneavoastră din 27 septembrie și vom debuta cu o întrebare care ar trebui să releve viziunea dumneavoastră asupra dezvoltării Bucureștiului. Care ar trebui să fie, în viziunea dumneavoastră sau a candidatului pe care îl reprezentați, prioritățile primăriei capitalei și ale capitalei în următorii 4 ani? Vom începe cu reprezentantul PNL, domnul Stelian Bujduveanu. Vă rog frumos! Bună ziua, vă mulțumesc. Îi salut pe ascultătorii dumneavoastră și pe colegii care sunt în direct cu noi astăzi. Cred că prioritățile pe care trebuie să le aibă următoarea administrație care se va alege după data de 27 sunt următoarele. Trebuie să începem cu traficul. Problema care este astăzi și care ne mănâncă cel mai mult timp din viața noastră, din viața cetățenilor. După ce atingem problema traficului, trebuie să ne uităm foarte atent la problema parcărilor. Există soluții pentru parcajele de reședință, există soluții pentru parcaje multimodale de la intrarea din București, la centru, nivelul centrului Bucureștiului. Mai departe, o altă problemă care trebuie atinsă în primele momente ale preluării mandatului este aceea a poluării, care în perioada asta ne-a arătat că bucureștenii sunt foarte expuși unor noxe toxice și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și a copiilor noștri și a cetățenilor, evident. Pe lângă aceste subiecte, avem problema falimentului iminent, care după 4 ani de administrație PSD, vedem că primăria este de fapt în imposibilitate de plată pentru facturile curente și are și conturile blocate. Iar nu în ultimul rând, cred că o problemă foarte importantă care ar trebui atinsă la pachetul celălalt este aceea termoficării, pentru că se apropie sezonul de iarnă și știm că în ultimii ani s-a dublat apa de adaus care se pierde pe oră, 2200 de tone de apă de adaus se pierd în țevile municipiului București care sunt ciuri și atunci se investit masiv și rapid și atinse acele avarii ca să nu ne trezim cu cartiere întregi în această iarnă fără apă caldă și fără căldură în casă. Astea sunt problemele principale cu care se lovesc bucureștenii, probleme pe care administrația nouă care va prelua Bucureștiul din 27 septembrie le va rezolva și avem soluții pentru aceste probleme. Bun, vă mulțumesc. Sigur, conturile sunt blocate pentru că actualul Consiliu General n-a fost de acord să-i dea lui Costanda cele 15.000 de metri pătrați. Doamna Ana Ciceală, care sunt prioritățile pe care credeți că trebuie să le aibă primăria și municipiul București în următorii 4 ani? Da, în primul rând, cred că cea mai mare problemă și o problemă care s-a acutizat în administrația prezentă, cea PSD, este problema corupției. Și din punctul meu de vedere, aceasta trebuie tratată cu prioritate. În același timp, trecem de la începutul acestui an printr-o criză epidemiologică acută. Suntem într-o situație foarte gravă, care, din păcate, se adâncește din vari motive. Și în acest moment, cred că aloca de la Primăria Capitalei fonduri și resurse, inclusiv resurse umane, pentru spitalele pe care le avem în subordine, este de asemenea foarte important. Cred că acolo trebuie să facem curățenie, în primul rând, astfel încât să nu mai mergem la spital să ne fie frică de infecții intraspitalicești, de acele nosocomiale pe care le știm cu toții, fiindcă e de ajuns să ne fie frică de infectarea cu acest virus nou, nu trebuie să ne mai fie frică și de a merge în spitalele noastre, fiindcă nu sunt curate. La fel, managementul de acolo, de la spitale, este foarte important să fie unul competent și la capitolul acesta spitalele din București sunt restante de zeci de ani, aș putea spune. A treia problemă pe care o văd și care trebuie rezolvată, început să fie rezolvată, de fapt, cu competență și cu multă responsabilitate, fiindcă lipsește și aceasta, este problema termoficării. De ce spun asta? Vine iarna și am avut parte de o iarnă ușoară în București ca temperaturi și totuși am avut și avem în continuare probleme cu apa caldă. Nu vreau să-mi imaginez cum va fi peste câteva luni să trebuiască să intrăm în casă cu mâinile înghețate de afară, nu fiindcă iarnă, și să trebuiască să ne spălăm pe mâini cu apă rece. Nu mai zic să ne spălăm în genere cu apă rece sau cu apă încălzită pe aragaz.
Este inacceptabil să avem un asemenea nivel al serviciilor de termoficare în capitală în acest moment și problema aceasta, deși nu se rezolvă în niciun caz de pe o zi pe alta, necesită fonduri, necesită resurse umane și sunt convinsă că Nicușor Dan și consilierii USR Plus vor face tot posibilul ca această problemă să se rezolve cât mai repede. În același timp, pe partea de educație, copiii noștri suferă și deși școlile nu se află în mod direct ca infrastructură și administrație în competența Primăriei Capitalei și Consiliului General, eu consider că printr-un acord de colaborare și printr-o colaborare cu primarii de sector, fiindcă Primăria Generală are fonduri la dispoziție pe zona aceasta, se pot obține rezultate mult mai bune. Se pot obține clădiri din patrimoniu care să fie alocate pentru a fi reabilitate și reconvertite, astfel încât copiii noștri să poată merge. Bun, vă mulțumesc foarte mult, Sărumâna. Domnule Ioan Sârbu, după părerea dumneavoastră, dacă veți ajunge primar general pe 27 septembrie, ce veți face? Care sunt prioritățile capitalei? Bună ziua tuturor! Este bine cunoscut că traversăm cu toții o criză sanitară și eu cred că în aceste momente capitala are nevoie de un medic și un manager și nici de cum de politicieni care doar vorbesc și fac promisiuni. Eu nu sunt om politic, sunt însă un bun gospodar și de acest lucru are nevoie capitala astăzi. Ca măsuri concrete, alianța noastră Pro București 2020 împreună cu echipa de candidați atât la primăriile de sector, cât și la Consiliul General, respectiv la consiliile locale, ne-am făcut, bineînțeles, temele în momentul în care ne-am angajat în această competiție și avem ca prioritate câteva chestiuni legate, evident, de sănătate, dar pe termen mediu și lung avem proiecte, avem în echipa noastră, o avem pe doamna Corina Crețu, care ne asigură suportul necesar în ceea ce privește consilierea privind atragerea de fonduri europene. Îl avem pe domnul Robert Negoiță, care este candidatul nostru la Consiliul General, vine cu o experiență managerială în administrația locală extrem de valoroasă, pe care noi o vom multiplica și o vom oferi capitalei în întregul ei, să nu mai simțim când trecem din sectorul 3 într-un alt sector, că sunt multe și nu vreau să le enumăr, ca și când am cădea într-o prăpastie. Noi vrem o capitală unitară care să fie emblema țării noastre și care să placă și vizitatorilor, oaspeților noștri. Dar în primul rând trebuie să ne placă nouă, să trăim cu drag în ea. Și atunci, în această criză sanitară, eu cred că mâine, de ieri poate, trebuia să ne suflecăm mânecile cu toții și să pornim la treabă, să facem curățenie în primul și în primul rând. Vedeți dumneavoastră că suntem practic îngropați de gunoaie. Aerul este aproape irrespirabil. Spunea un contracandidat al meu că pute. E vorba de domnul Băsescu. Așa este. Și eu cred că și administrației sau exponentului administrației actuale a Bucureștiului, dacă ar trăi în București, iar mirosi neplăcut și cred că ar face ceva pentru a rezolva această problemă. Însă, în mizerie este foarte bine cunoscut că nu poți să tratezi nimic, iar acolo, tocmai acolo, este locul unde boala își găsește. Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Sârbu, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Vom trece acum la problemele la firul ierbii. Sigur, depozitele acelea de deșeuri sunt de prin 99. Problema care poate îi presează cel mai tare pe bucureșteni sau una dintre cele care îi presează cel mai tare este traficul de zi cu zi. Ce soluții aveți, dacă aveți, pentru această problemă, doamna Ana Ciceală? Mulțumesc mult! Sigur, am făcut un plan, noi USR București, și bineînțeles are și un plan foarte bine pus la punct Nicușor Dan pentru a reduce traficul în capitală.
În primul rând, avem niște obiective de intervenție urgentă aici și trebuie să asigurăm necesarul de garnituri, de mijloace de transport, în special mijloace de transport nepoluante, electrice și hibride, pentru a evita aglomerația, inclusiv pentru a reduce perspectiva aceasta de risc de răspândire a virusului nou. De asemenea, trebuie să facem multă curățenie în mijloacele de transport în comun. Acestea sunt obiective pe care noi le avem de ce, fiindcă fără un transport în comun care să ajungă la timp, să fie curat, nepoluant și să fie confortabil, noi nu vom putea să reducem folosirea mașinii de către bucureștieni, nu putem să-i convingem pe oameni să facă asta. Așa că investițiile acestea în transportul în comun sunt foarte, foarte importante. Avem câteva proiecte de asemenea foarte mari pe zona aceasta, pe zona de tramvai rapid, pe care vrem să-l introducem pe inelul median. Vrem să conectăm rețelele de tramvai la Piața Unirii și de asemenea trebuie să facem noi achiziții pentru a moderniza și extinde parcul de vehicule. Toate acestea le facem fiindcă trebuie să reabilităm și căile de tramvai, cele care nu au fost reabilitate. Degeaba achiziționăm tramvaie noi, în sfârșit o să se facă și această licitație, trebuie prioritizată și vom avea probabil în curând tramvaie de la Astra, Arad, dar fără căi de rulare pe care să poată circula aceste tramvaie, nu vor putea nici acestea să circule. Cum îi determinați pe bucureșteni să renunțe la mașini, că tramvaiele și autobuzele stau de multe ori blocate în traficul general? Exact. Păi, toate aceste tipuri de măsuri trebuie luate în paralel. Adică dacă nu oferim alternativa aceasta confortabilă la timp și curată bucureștenilor, ei nu vom renunța la mașini. Bineînțeles, colaborarea cu guvernul pentru rezolvarea și urgentarea lucrărilor la șoseaua de centură este vitală. Se estimează că se poate reduce traficul din București cu aproximativ 25-30% dacă Bucureștiul ar avea o șosea de centură funcțională. Și toate aceste măsuri făcute în paralel, fiindcă nu mai așteaptă nimeni după noi încă 40 ani, trebuie făcute toate în paralel și foarte repede, îi vor convinge pe bucureșteni că merită să circule cu transportul în comun, iar pe cei care traversează orașul și nu au treabă în fapt în București să folosească șoseaua de centură. Este vital să facem aceste investiții, de asemenea în piste de biciclete pentru a avea alternativă inclusiv la transportul în comun pentru oamenii care își doresc asta și să atragem bani europeni, fiindcă există pe zona de infrastructură, pe exercițiul financiar actual, foarte mulți bani europarlamentarii noștri din Bun, vă mulțumesc foarte mult. Și ei toate aceste investiții posibile pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ciceală. Domnule Ioan Sârbu, cum puteți rezolva problema traficului dacă ajungeți primar general pe 28 septembrie, să zicem? București 2020 face pentru a rezolva această chestiune, face trimitere la a oferi bucureștenilor un transport în comun curat, atractiv și, din punctul nostru de vedere, este singura măsură care îi va descuraja să se urce în fiecare în mașinile personale, să ajungă la serviciu sau unde au nevoie în capitală. Pentru asta trebuie neapărat schimbat parcul sau îmbunătățit, suplimentat parcul cu de autobuze în principal. La asta mă refer, cu autobuze performante și noi insistăm pentru a depolua Bucureștiul la autobuze electrice, ceea ce actuala administrație nu a avut în vedere. Vedeți că autobuzele astea care sunt acum, ele măsoară 4 metri și 7 metri fumul, care ne poluează și ne îmbolnăvesc. Deci renunțați la autobuzele Euro 6, cele 400 cumpărate? Teoretic vom păstra ceva până ce din aproape în aproape le vom înlocui, dar noi ne vom concentra pe transportul electric, tot ce înseamnă troleibuz, în sfârșit autobuze, că am vorbit despre ele, și nu în ultimă instanță tramvaiul, dar cu, mă rog, vagoane atractive, confortabile, nu ca cele pe care le-am văzut eu zilele astea. Am circulat cu tramvaiul și vă spun că o mizerie mai mare ca în aceste mijloace de transport, în plină pandemie fiind, nu găsești un
material antiseptic, un dezinfectant când durci și când cobori, ceea ce n-ar costa foarte mult și Primăria Capitalei are buget pentru așa ceva. Rulajul, șinele care poluează fonic și care ne zdruncină capitala din toate temeliile, trebuie să înlocuite. Ori rămâne o variantă metrou, dar eu ca manager și primar general voi pune la oaltă factorii responsabili. Am făcut lucrurile acestea în cariera mea, am fost medic militar, am condus direcția medicală a armatei și am pus la oaltă mai multe structuri pentru a rezolva probleme ale oamenilor. Știu cum se face lucrul acesta, voi sta la masă cu guvernul, indiferent ce culoare va avea. Voi sta la masă cu primarii de sectoare pentru că, punând toate sinergiile la oaltă, vom găsi soluții pentru bucureșteni. Apoi, mai sunt chestiuni legate de încurajarea trotinetelor, bicicletelor, dar pentru asta trebuie să facem niște piste și noi vom face niște piste adecvate pentru nu doar le vom trasa pe trotuare pe care se află pe care se află parcate mașini, ba mai întâlnești și un stâlp electric chiar pe mijlocul trotuarului și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc, domnule Sârbu, pentru intervenția dumneavoastră. Domnule Stelian Bușduveanu, ce soluții aveți pentru traficul din capitală? Bun, vă mulțumesc foarte mult. O soluție care trebuie imediat apucată problema aceasta este cea a sistemului inteligent de management al traficului. Știm că acest sistem a fost pus în practică în anumite zone ale municipiului București, dar pentru că nu a existat contract de mentenanță cu el, nici până în ziua de astăzi nu mai funcționează. Ca să înțeleagă toată lumea, acest sistem fluidizează traficul, sincronizează semafoarele în funcție de volumul de trafic și atunci permite pe rutele, în funcție de ora și ziua în care ne aflăm, permite accelerarea pe anumite rute sau decongestionarea în anumite zone. Asta este un lucru care se poate face și implementa imediat ce se preia primăria de către Nicușor Tan împreună cu Consiliul General, cu PNL și cu colegii noștri USR Plus. Băgați toate intersecțiile 460 în PTMS când? Asta ar fi soluția ideală pentru a avea un trafic fluid în municipiul București. Dar până să ajungem la le pune pe toate, trebuie cele care deja există, sistemul implementat, să existe mentenanță pe el, să vedem câte mai funcționează pentru a le pune în funcțiune. Asta ar fi primul pas. Vorbim mai departe de tramvaie noi și colegii mei au spus că vor veni tramvaiele de la Astra, sperăm, sau în perioada următoare să se stingă odată acest conflict și să avem tramvaie noi pentru cetățenii municipiului București. Igienizarea tramvaielor vechi, reabilitarea acestora cu cele noi care vin, vor oferi o alternativă pentru transportul cu mașina proprie. Mai departe, avem benzile unice pentru autobuze și pentru troleibuze, care trebuie făcute cu cap, nu așa cum s-a făcut în vechea administrație. Trebuie făcute acolo unde există spațiu, acolo unde să nu îngreuneze traficul rutier. Avem străzile din cartierele de case, care trebuie transformate în străzi cu sens unic, trebuie trasate locurile de parcare. Pentru că ce n-au spus colegii mei, nu au spus că parcările împreună cu traficul vin împreună. Nu poți încălca contractul social. În primul rând, ca să eliberăm marile bulevarde, ca să eliberăm inelul central, care cu toții știm că este un calvar să circul pe el, trebuie să eliberăm mașinile de pe prima bandă. Pentru a elibera mașinile de pe prima bandă, trebuie să oferim alternative pentru cetățenii care locuiesc în acea zonă și își parchează mașina zi de zi, pentru că realitatea e că nu au unde să o parcheze. Și atunci venim cu sisteme de parking multimodale, supraetajate, subterane, în zonele de reședințe din spatele blocurilor, care să nu impacteze niciun fel mediu sau vizibilitatea celor care locuiesc la parter sau la etajul 1, poți crea o alternativă și atunci poți elibera bulevardul, inelul central, poți marșa pe inelul median și acolo se eliberezi zona și în final... Și puteți ține pasul construcției de asemenea parcări cu numărul de mașini? Sigur, dar vă dau câteva exemple care există astăzi pe piață și le folosesc constructorii în domeniul rezidențial. Se numesc parcări de tip parcări supraetajate, modulare, care vin și se amplasează. Unele dintre ele sunt dependente un loc de celălalt, altele sunt independente în funcție de fundație și de amplasament. Sunt acele parkinguri care se rotesc în funcție de înălțime, se pot face. Adică există sisteme modulare deja făcute, care vin, se asamblează, se montează la fața locului și ulterior, când se realizează investiția unui parcaj subteran, se
se pot elibera acele zone și acolo putem avea parcuri și grădinițe. Bun, grădinițe. Vă mulțumesc foarte mult pentru această soluție. Vom trece la o altă problemă legată, așa cum spuneam, de problema traficului. Este problema transportului public. Poate că este un fel de circ vicios pentru că oamenii spun că nu folosesc transportul public fiindcă nu are predictibilitate. Pe de altă parte, mijloacele de transport, chiar dacă s-a investit în parcul STB-ului, stau de multe ori blocate în traficul general și nu pot ajunge la timp. Domnule Ioan Sârbu, ce faceți cu transportul public? În primul rând, transportul public va trebui reconsiderat. Transportul public trebuie să ajungă până la marginea Bucureștiului, acolo unde trăiesc oameni și sunt probleme. Observăm, am studiat harta traseelor și am ajuns la concluzia că există foarte multe trasee care se concentrează în interiorul inelului mijlociu, iar la periferia capitalei, acolo unde sunt oameni, au probleme, la fel ca și cei care trăiesc în centrul capitalei, vor să ajungă și ei la serviciu, să-și ducă copiii la școală și să-și satisfacă anumite interese și evident că nu au cum să ajungă, în mare parte din pricina faptului ei ar putea să facă lucrul acesta cu mijloacele de transport dacă ar ajunge până la ei în primul rând și apoi dacă ar fi niște mijloace de transport securizate în primul rând, curate și atractive. Prin asta vom descuraja foarte mulți cetățeni din capitală care vor alege în mod sigur să circule cu mijloacele de transport în comun, să renunțe la mașini dacă noi le punem la dispoziție un mijloc de transport atractiv. Spuneam în intervenția mea anterioară că este rețeaua transportului în comun, este la pământ, poluează foarte mult, are blocaje din cauza, evident, și din cauza traficului infernal din București și atunci strategia este aceasta, fonduri, atragerea de fonduri europene, mașini electrice nepoluante, atractive, vagoane noi și confortabile la tramvaie și nu în ultimul rând aș încuraja foarte mult și noi suntem pentru a înlătura, fiind un mijloc de înlăturare a poluării, transportul electric nu doar al mijloacelor de transport în comun, dar și al mașinilor personale. Multă lume este atrasă de mașinile electrice, dar nu au prize și pentru asta noi vom instala prize în fiecare parcare. Nu au prize de a-și încărca mijlocul de transport. Apoi găsim la nivelul, ca primar general, voi pune în discuția Consiliului General măsuri care să compenseze și să stimuleze, de pildă, mai mulți salariați dintr-o fabrică sau dintr-un loc de muncă, mă rog, oricare ar fi el, să folosească un singur mijloc de transport, folosindu-l împreună și dintr-o dată, uitați că se poate renunța la foarte Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Domnule Stelian Bușduveanu, ce faceți cu transportul în comun? Îl dezvoltați, mențineți subvenția? Ce se va întâmpla cu el? În primul rând, subvenția nu poate fi eliminată și am văzut că retorica PSD-ului a fost aceea că contracandidaților doresc să elimine subvenția. Nu există o asemenea discuție, subvenția trebuie să existe pentru că în municipiul București cetățenii trebuie să circule la prețuri cât mai mici pentru a fi încurajați să folosească transportul public în comun. Noi, reprezentanții Partidului Național Liberal, susținem această subvenție și susținem dezvoltarea actualului parc de tramvaie, de trolebuze și de trolee, așa cum am susținut și în cei 4 ani de mandat în Consiliul General. Am spus mai devreme că este imperios necesar să se facă acele benzi dedicate pentru autobuze și trolebuze, dar trebuie făcute în baza planului de mobilitate urbană ca să nu iasă din tipologia și din strategia care a fost adoptată la nivelul municipiului București. Metroul este un subiect foarte important și aș vrea să-l ating pentru voi. Chiar dacă este în atributul Ministerului Transporturilor, avem săptămâna asta am avut o premieră, a fost deschis metroul din drumul Trabelie Magistrala. După 10 ani. După 10 ani în care guvernele României, guvernele de stânga, nu au reușit niciun beneficiu pentru cetățenii municipiului București. Iar guvernul PNL, în pandemie globală,
și cu tot stresul și impactul pe buget și cu toate frânele care au fost, care au venit inclusiv din partea administrației publice locale a municipiului București, și o spun cu tot simțul răspunsului. Nu le-a dat voie să facă metrou? Administrație a încercat prin diferite pârghii să blocheze recepția acestei lucrări pentru a nu deschide cetățenilor calea de a circula civilizat în 2020. Mai mult, mergem mai departe și ne gândim la centura și vorbim de centura municipiului București, care este tot la Ministerul Transporturilor, și centura A0, despre care n-au vorbit colegii mei din platou, n-au vorbit despre centura A0, care la, și la ea s-au început lucrările în urmă cu cel mult o lună. Deci aceste proiecte vor descongestiona Bucureștiul și vor permite cetățenilor odată alternativa de a apela la mijloace de transport în comun, și în al doilea rând, rute ocolitoare pentru cei care vin și traversează Bucureștiul vor lua pe A0 și nu vor mai impacta actuala centura Bucureștiului, care va permite mult mai ușor traversarea din nord în sud a cetățenilor din municipiul București care nu vor să ia prin centru. Să știți că a fost și un proiect de taxă de centru care actualul primar Firea l-a impus și l-a scos în pandemie fără să anunțe pe nimeni. Nu se pune până la unei taxe de centru în forma unei taxe de proprietate, așa cum a pus-o actuala administrație. Era dacă de poluare, nu de proprietate. Nu, era o taxă de proprietate, pentru că acea taxă nu făcea diferența între gradul de poluare pe care îl emitea o mașină, ci acea taxă strict impunea o taxă, era o taxă pe proprietate. Dacă dețineai mașina și te aflai în acea zonă, trebuia să plătești. Dacă voi să circulezi, și era euro 2 sau 1. În funcție de gradul de poluare al mașinii, dar asta era o taxă de proprietate, pentru că nu era gândită pentru cei care efectiv circulau pe acolo sau locuiau acolo. Nu ajuta cetățenii. Dacă erai un cetățean care locuia în centrul Bucureștiului și aveai o mașină poluantă, pentru că atât îți permitea bugetul, atunci trebuia să plătești o taxă exorbitantă sau nu puteai circula cu mașina, nu o puteai aduce acasă efectiv la tine în garaj. Dar nu se pune în discuție o asemenea taxă. Mergem mai departe. Bun, vă mulțumesc frumos, doamna Ana Ciceală. Dumneavoastră, ce soluții aveți sau ce veți face cu transportul public? Din păcate, doamna Ana Ciceală nu mai este alături de noi. Probabil că s-a întrerupt legătura telefonică. Vom trece așadar la un alt subiect de mare impact în București. Este vorba despre termoficare. Sigur, întrebarea este ce se va întâmpla în viziunea dumneavoastră cu termoficarea. O veți menține? Veți menține subvenția? Ce facem? Și vom începe cu domnul Stelian Bușduveanu de data aceasta. Mult. Subvenția de termoficare trebuie menținută obligatoriu. Cetățenii municipiului București nu pot să-și permită pierderile din rețea, pentru că nu sunt în atribuțiile lor. Nu e vina cetățeanului că actuala administrație și vechile administrații au refuzat să investească în infrastructura de termoficare. O scurtă precizare pentru cetățenii care ne ascultă. Elcenul, Electrocentrale București, aparține de Ministerul Energiei. Elcenul își face treaba. Scoate la poartă acea apă caldă de care au nevoie bucureștenii. Mai departe, sistemul de termoficare, infrastructura de țevi, aparține primăriei municipiului București. În acești 30 de ani, primăria nu a investit niciun ban în infrastructura critică care plimbă apa caldă și căldură, apa care are nevoie cetățeanul și pentru a se spăla și pentru a încălzi caloriferele în municipiul București. Noi vom veni cu investiții, există fonduri europene care nu au fost accesate niciodată și vom veni cu investiții pentru a pune un sistem nou de termoficare în București care să reziste pentru generații care vor urma. Actuala administrație a înființat o nouă companie în urmă cu un an de zile după ce a reușit să falimenteze Radetul. Am înființat o nouă companie sub numele de Termoenergetica, care în decurs de un an de zile anunță cetățenii municipiului București că a reușit să strângă datorii de 500 de milioane de lei. Deci, după ce au falimentat vechea companie, vechea regie, au falimentat-o, au strâns o datorie istorică de 3,1 miliarde de lei, au înființat o nouă companie fără nicio datorie și până astăzi anunț în premieră că nu au plătit niciun ban pentru apa caldă pe care au distribuit-o cetățenilor. Deci cetățenii sunt de două ori păcăliți de către actuala administrație. Trebuie un parteneriat sincer, trebuie investiții, trebuie găsite soluții. Noi trebuie să stimulăm, așa cum în Oradea s-a reabilitat tot sistemul de termoficare și acolo cetățenii se rebranșează la sistemul centralizat, așa trebuie să mergem și în București. Dacă se poate în Oradea, se poate și în București. Ăsta e mesajul pe care îl transmitem. Bucureștenii vor avea apă caldă și căldură atâta timp cât Bucureștiul va fi condus de o administrație liberală, pentru că noi ținem la bunăstarea cetățenilor și nu vom strânge datorii pentru a falimenta companii și pentru a lăsa bucureștenii în plină iarnă
fără căldură și fără apă caldă. Este din nou alături de noi, pentru că dumneavoastră nu ați apucat să vorbiți despre transportul public. Vă rog să ne spuneți cum vedeți lucrurile și în legătură cu transportul public și apoi în legătură cu termoficarea. Sigur. V-am să remarc raportat la transportul public. Vedeți, am spus cu toții că soluții în mare sunt cam același pentru transportul nostru public. De ce? Nu e de fapt știința rachetelor acolo, dar parte din problema pentru care nu avem un transport public de secol 21, dar poate nici măcar de secol 20, e că Bucureștiul a fost condus de primari care n-au mers niciodată în viața lor, n-au mers cu transportul în comun. Nu stau cu jumătățile de oră în stație, cum stau bucureștenii, nu se înghesuie în autobuze, nu schimbă 3 autobuze ca să ajungă dintr-o parte în alta a Bucureștiului, nu suferă de cald vara, de frig iarna. Și de asta ei nu s-au blocat în trafic, practic, și de asta nu rezolvă această problemă, fiindcă probabil nu li se pare o prioritate. Vreau să revin puțin acum la soluțiile pe care le-am enumerat deja și de ce am spus că pentru a convinge bucureștenii să renunțe la mașină, și ăsta este scopul final, noi trebuie să avem un transport în comun curat, nepoluant, confortabil și la timp. Și concret, noi cei de la USR Plus am spus că vom face următoarele lucruri. Vom asigura echipamentele și utilajele moderne pentru a le curăța și a le dezinfecta. Trebuie să le avem curate, nu se poate altfel. Vom achiziționa pentru parcul auto vehicule care să fie electrice sau hibrid. De asemenea, vom conecta rețelele de tramvai la Piața Unirii și propunem un proiect foarte mare prin care vrem să avem un tramvai rapid pe inelul median. Asta ce înseamnă? Că vom atinge zone, cartiere și bulevarde care nu sunt în prezent deservite cum trebuie pe relația aceasta nord-sud, adică Colentina, Doamna Ghica, Pantelimon, Titan, Nicolae Grigorescu, Vitan Bârzești, Olteniței și apoi în etapa 2 trebuie să mergem cu acest inel median, cu tramvaiul pe inelul median, pe șoseaua Giurgiului Zețari. Și noua linia de tramvai, bineînțeles că se va conecta și cu metrou, nu se poate altfel, trebuie să avem un transport în comun integrat care să funcționeze până la urmă ceas, puțin ca la Berlin și mult mai puțin decât se circulă în România cu transportul în comun. De asemenea, trebuie să modernizăm liniile de rulare, asta am spus deja. Trebuie să luăm, să achiziționăm tramvaie noi, să finalizăm licitația, aceasta care nu se finalizează de 4 ani, sunt consilier general și este absolut rușinos ca un primar general să nu poată finaliza o licitație publică în 4 ani de zile, dar se pare că explicațiile sunt acolo pe corupție. Și apoi trebuie de asemenea să creștem capacitatea aceasta de transport public, adică să putem să avem mai mulți călători care să circule cu toate mijloacele de transport și pentru asta, de exemplu, putem să apelăm la troleibuze de 18 metri lungime. La fel, dacă vrem să interconectăm tramvaiele la Piața Unirii, trebuie să interconectăm și troleibuzele în zona Gara de Nord. Acestea sunt, pe scurt, prioritățile USR Plus pe zona de transport public în comun. Pe zona de termoficare, aici avem o situație, suntem în pragul colapsului și nu financiar, fiindcă financiar, practic, suferim de lipsă de management bun de foarte, foarte mulți ani. Gabriela Firea pur și simplu a reușit să falimenteze de 2 ori, așa cum bine a spus și Stelian Bușdoveanu, și Radetul și noua companie termoenergetică, care se află la fel cumva în pragul falimentului. Dar spun că suntem în pragul colapsului, fiindcă suferim până și vara de lipsa pe calde. Nu mai zic că iarna ne stau copiii în frig. Deci, de ce suntem aici? Fiindcă pierdem, dacă vă puteți gândi la asta, energie de 1,4 milioane de gigacalorii pe an. Și pierderile acestea ar putea încălzi un oraș precum Oradea timp de 2 ani și jumătate. Adică adaosul de apă pe care îl pierdem pe oră e de 2,3 milioane de litri de apă. Ei bine, obiectivele pe care noi le avem și intervențiile de urgență pe care trebuie să le facem și pe care și Nicușor Dan știe foarte bine că sunt o prioritate și a spus foarte clar că vrea să repare 1000 de kilometri de rețea primară în următorii 4 ani, sunt acestea prin care trebuie să creștem gradul acesta de continuitate în care furnizăm apă caldă și căldură pentru bucureșteni.
trebuie să redimensionăm tot sistemul, fiindcă într-adevăr sacetul pe care îl avem în București este foarte mare. Trebuie să diminuăm aceste pierderi de energie și de apă din sistem. Și cum vom face asta? Vom face, în primul rând, o analiză tehnică. Trebuie să implicăm specialiști, nu oameni care sunt puși acolo pe pile și relații, și să identificăm punctele slabe din rețeaua noastră de termoficare, cele care sunt cu risc de avarie maximă, și asta trebuie făcut urgent iarna aceasta. Trebuie apoi să le monitorizăm permanent. De asemenea, trebuie să avem intervenții preventive, acelea care se fac în afara sezonului de încălzire. Să atragem acei bani europeni, cele 187 de milioane de euro, și să reparăm odată țevile. Trebuie de asemenea să facem lucrări de remediere, adică de reabilitare, și aici ne-am gândit la niște soluții cu tehnologii moderne care să se facă cu săpături restrânse sau fără săpături pentru a nu bloca orașul, vorbeam de trafic mai devreme. De asemenea, să avem un stoc de materiale de urgență, astfel încât să nu se piardă timp cu achizițiile atunci când sunt de făcut reparații foarte urgente. Și, bineînțeles, oamenii sunt foarte importanți, să avem echipe de oameni bine pregătiți, de ingineri și muncitori care să funcționeze în regim non-stop de permanență și să asigură imediat remedierea avariilor. Vom avea în grei în față, din punctul acesta de vedere, nu se rezolvă peste noapte problema aceasta. Da, mi se spune că trebuie să... va rezolva. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Domnule Ioan Sârbu, cum veți face cu termoficarea? Păi aș vrea să fac câteva precizări în ceea ce privește termoficarea, ca să vedem cât de însemnată este ea pentru București. Bucureștiul, după Moscova, are cea mai mare rețea de termoficare. Ea măsoară peste 4.500 de kilometri. Actuala administrație a capitalei, primarul general, s-a angajat în fața Uniunii Europene printr-un proiect că va realiza în anul, până în acest moment, în mandatul ei, peste 1200 de kilometri. Aș vrea să știe cetățenii capitalei că tot ce a putut să facă doamna Firea, 600 de metri. Ori, mai trebuie spus faptul că peste 60% din cetățenii acestei țări sunt racordați la rețeaua de încălzire în București. Vedeți cât de însemnată este și câtă dependență ne dă această rețea bucureștenilor. Și atunci mai trebuie precizat faptul că rețeaua actuală, fiind învechită, ea fiind construită de prin anii 60, are foarte multe pierderi. S-a făcut trimitere aici, dar eu vă dau cifre exacte. 30% din pierderile care se într-o rețea foarte învechită și găurită, așa, ciuruită aproape, 30% din facturi le sunt atribuite cetățenilor capitalei pe care le plătesc fără să primească apă caldă sau căldură. Și atunci, în viziunea noastră, în viziunea mea ca primar general, primul lucru care trebuie făcut este digitalizarea acestei instalații. Sunt niște senzori care se trimit pe rețea și care ne dau nouă detalii despre locul unde există deja o scurgere, unde este țeava spartă, dar ne dau detalii și despre starea rețelei, unde există pericolul iminent ca aceasta să sufere o avarie. Și atunci ne ducem țintit la locul pentru o situație imediată. Este singura soluție pe care noi am identificat-o și care este eficientă, că vom stopa practic aceste pierderi. Și bineînțeles că eu ca primar general voi avea în vedere să schimb această rețea și mai mult decât atât să vin cu alternativă la apă caldă și încălzire. Una dintre ele ar fi folosirea gunoaielor. Așa cum în centrul Vienei există un astfel de incinerator care produce apă caldă și căldură extrem de mult subvenționată cetățenilor vienezi, același lucru se poate face în București
prin atragerea de fonduri europene nerambursabile și mai mult decât atât. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Vom trece la o altă problemă care a fost enunțată și de către unii dintre dumneavoastră. Este vorba despre poluarea aerului în București. Ce veți face cu poluarea aerului, doamna Ana Ciceală? Da, este o problemă care ne impactează și mai mult, deoarece crește riscul răspândirii virusului SARS-CoV-2 cu cât aerul nostru este mai poluat și, după cum bine știm, suntem și la acest capitol rușinea Europei. Bucureștiul este cea mai poluată capitală europeană și asta de foarte mulți ani. Suntem și în infringement pe tema aceasta. Dar nu știu dacă știți această cifră. Lăsând la o parte riscul de poluare și creșterea lui pe pandemie, avem, potrivit Agenției Europene de Mediu, un număr de aproximativ 26.000 de morți premature ce ar fi putut fi evitate de către București. Deci, practic, ne mor oamenii din această cauză și mor mult mai repede. Este o problemă de sănătate publică, nu numai una de mediu, și prioritatea aceasta de a reduce poluarea în București ar trebui să fie obiectivul, unul dintre obiectivele principale în următorii ani, din punctul meu de vedere. Ce vom face concret? În primul rând trebuie să măsurăm calitatea aerului și să identificăm poluatorii, nu? Fiindcă degeaba spunem, bine, nici asta nu face administrația FIRA de 4 ani de zile, dar dacă vom identifica de unde provine această poluare și cât este ea, nu să-i lăsăm pe civici să facă asta, vom reuși să-i sancționăm potrivit prevederilor legale în vigoare, fiindcă degeaba avem legea dacă nu putem să o aplicăm. Apoi, transportul în comun nepoluant este una dintre soluțiile foarte bune pentru a reduce poluarea, fiindcă o bună parte din poluare provine din trafic și evident că dacă reduci traficul, reușești să reduci și din emisiile poluante. De asemenea, depozitele acestea ilegale de deșeuri sunt o sursă de noxe foarte, foarte toxice și sunt identificate de colegii mei, de exemplu de Octavian Berceanu, 10 de astfel de depozite ilegale în București. Practic, trăim printre gunoaie. Șantierele pe care nu le vom opri, evident, în București, Bucureștiul trebuie să se dezvolte, dar șantierele de asemenea trebuie să respecte normele legale în vigoare, trebuie să reducă praful pe care îl generează foarte mult și există metode de a face asta, dar cineva trebuie să pună în practică asta. În prezent, compania municipală a Gabrielei Firea este ea însăși o sursă de poluare, cea de dezvoltare urbană, fiindcă șantierile respective nu se respectă legislația și produc praf. De asemenea, trebuie să avem într-adevăr, știți, discuția aceea pe zona de emisii scăzute și pe taxa respectivă de centru. E o discuție pe care trebuie să o ducem mai departe, dar fără a oferi alternative de transport în comun nu vom reuși să punem taxe pe centru, însă trebuie să ne gândim și la asta pentru viitor. Iar un proiect la care eu țin foarte mult, proiectul meu de păduri urbane, practic de parcuri noi în tot Bucureștiul, care să funcționeze ca plămâni, pur și simplu, prin care noi să respirăm, fiindcă arborii produc oxigen, este un proiect pe care eu mă voi implica personal și pe care cred că îl voi duce la capăt cu ajutorul lui Nicușor Dan. Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Ioan Sârbu. Ce veți face cu poluarea aerului în București? Da, într-adevăr, poluarea este o boală a Bucureștiului. A spus-o chiar și un contracandidat de-al meu, că Bucureștiul pute. Este și motivul pentru care primarul capitalei, doamna Firea, nu refuză să trăiască în București. Păi cum ar putea ea să ia măsuri împotriva poluării dacă nu trăiește aici? Asta mi-au spus-o cetățenii, este una din nemulțumirile, poate cea mai însemnată din întâlnirile mele cu cetățenii în campanie. Dar sunt chestiuni, poluarea nu este doar cea a aerului, este poluarea fonică a șantierelor care nu se mai termină, este poluarea psihică a Bucureștiului care este murdar și urât. În ceea ce privește aerul pe care îl respirăm și care ne îmbolnăvește, ca primarul general are responsabilități directe și atribuții pe care trebuie să și le ducă la îndeplinire. Pentru asta
Bucureștiul strânge gunoaiele prin primăriile de sector. Tot acolo trebuie să se facă selecția lor. Este imperios necesar ca aceste gene de gunoi să fie ecologice, unde să se facă sortarea gunoaielor. Apoi primarii de sector trebuie să le ducă undeva și aici intervine rolul primarului general, groapa ecologică. Firea, în timpul mandatului ei, nu s-a îngrijit de așa ceva. Este imperios necesară o groapă de gunoi ecologică. Apoi, în ceea ce privește poluarea pe care o produc șantierele care nu își îndeplinesc termenele, aici intervine tot rolul primarului general, care trebuie să controleze firmele ce au angajat lucrările, să le execute la timp și să facă în așa fel încât să nu polueze cu mult praf. Sunt metode pentru asta, să folosească utilaje moderne și tehnologii moderne, să nu polueze fonic. Vedeți bine că ne zdruncină creierii șantierele care nu se mai termină. Vorbeați de metrou care de-abia s-a terminat după 10 ani. Știm cu toții cât disconfort a creat cetățenilor din drumul Taberii. În ceea ce privește poluarea, alt gen de poluare psihică, acest mobilier învechit, inadecvat, pe care îl întâlnim la tot pasul în București, sigur că ne creează disconfort. Ne uităm la populația București, la cetățenii Bucureștiului, că sunt triști, sunt apăsați tocmai de noxele pe care noi trebuie să le inhalăm și de tot zgomotul și praful care există în jurul nostru. Am trecut cu toții prin capitale europene și am văzut cetățeni veseli, cetățeni care și ei au probleme. Bun, vă mulțumesc, domnule Ioan Sârbu. Domnule Stelian Bușduveanu, ce soluții aveți pentru poluarea din București? Trebuie prima dată să facem referire la câteva documente strategice. Și vorbim aici, în primul rând, de Planul Integrat de Calitate Aerului. Un document strategic care a fost adoptat în 2018 de către Consiliul General. Din acest Consiliu fac și eu parte și știu că am adoptat acest plan. Problema actualei administrației a fost că acest plan n-a fost niciodată pus în practică. Deci avem strategia pentru a depolua Bucureștiul, pentru a crea o plus valoare pentru aerul din București. Pe lângă acest plan de integrat de calitate a aerului, care trebuie luat și urmărit îndeaproape ca fiecare măsură care este trecută acolo să fie implementată, avem registrul spațiilor verzi. Acest registru al spațiilor verzi a fost creat în urmă cu 9 ani de zile, dar până astăzi niciodată niciun primar general nu a avut interesul de a-l transpune printr-un document administrativ. Și voi spune de ce. În momentul în care acest registru al spațiilor verzi are putere juridică, niciun spațiu verde, niciun arbor din municipiul București, nicio alveolă nu mai poate fi dărâmată, nu mai poate fi retrasată, nu mai poate fi modificată. Și atunci, prin spațiile verzi, prin copaci, prin acele alveole care ne sunt foarte dragi nouă între bulevard, între trecerile la nivel cu carosabilul, acele aduc o calitate a aerului sporită. Mai mult, avem parcul STB, care de astăzi înainte, viitorul primar general, și acela va fi Nicușor Dan, împreună cu Partidul Național Liberal în Consiliul General, va avea o prioritate ca toate achizițiile pe parcul STB să fie doar electric. Așa cum Cluj a făcut-o, trebuie și București să o facă. Trebuie să avem doar autobuze electrice, nu mai putem merge pe poluanți, pe diesel și pe alt tip de combustibil. Mai mult, avem aceste șantiere care în municipiul București nu sunt verificate nici de către poliția locală, nici de către cei responsabili cu calitatea aerului și a mediului, care trebuie să au deja în legislație măsuri stricte pentru a elimina praful, pentru a reduce zgomotul, așa cum a spus și domnul general mai devreme. Deci există soluții care nu au avut să fie puse în practică de către actuala administrație. Vreau să merg mai departe și să vorbesc despre un proiect care ne este foarte drag nouă liberalilor și care îl va face împreună cu administrația centrală, cu Guvernul României și cu județul Ilfov. Vorbim de centura verde. În momentul în care ai o centură verde, toți acești poluanți care intră în București vor fi opriți de jur împrejurul centurii. Pentru că centura verde e un proiect de care s-a discutat de prea mult timp și nimeni nu a făcut niciun demers. Iar dacă îmi spuneți că primarul general nu are niciun atribut greșit, primarul general poate face un parteneriat cu Ilfov și cu guvernul pentru a implementa cât mai repede acest proiect, la fel cum e și în cazul Centuria Zero și în cazul metroului. Mai mult, mergem la, avem Lacul Mării, tot râul Dâmbovița și Delta Văcărești.
Nimeni nu vorbește despre Delta Văcărești, care în loc să fie o oază de verdeață pentru cetățenii din sud, pentru cetățenii sectorului 4, pentru cetățenii sectorului 3, care se află la graniță, nimeni nu a venit cu investiții concrete în acea zonă pentru a crea... Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Stelian Bujduveanu. Mai avem timp pentru câte un scurt mesaj pentru alegătorii dumneavoastră din 27 decembrie. De ce să vă voteze, domnule Ioan Sârbu? Că sunt cea mai bună alegere pentru funcția de primar general, iar angajamentul meu în fața cetățenilor bucureșteni este de a face din oraș un oraș curat, fără poluare, cu cetățeni sănătoși, cu creșe, grădinițe și școli frumoase și sigure. Vă asigur că dacă... Vă mulțumesc, domnule Stelian Bujduveanu! Toate orașele mari din România care au prosperat sunt cele conduse de primari liberali. Vorbim de Cluj, de Oradea, de Timișoara, de Arad, de Alba Iulia. Dacă se poate în vest, se poate și în București. Noi transmitem mesajul, votați Partidul Național Liberal, votați-ne pentru Consiliul General, votați Nicușor Dan, pentru că se poate și în București și vom aduce plus valoare și vom crește calitatea vieții. Bun, doamna Ana Maria Ciceală, vă rog frumos! Acum 4 ani am promis bucureștenilor că vom proteja banul public și că vom aduce transparență la primărie și am făcut asta. Eu am câștigat alături de echipa mea procesul cu companiile municipale și am salvat sute de milioane de euro de la sifonare. Acum venim în fața dumneavoastră și vă cerem votul pentru Nicușor Dan și pentru candidații USR Plus ca să conducem Bucureștiul, ca să-l transformăm în orașul de secol 21 pe care ne-l dorim cu toții, sănătos, în care să ne putem duce pe stradă în siguranță, în parcuri... Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Va fi și mâine o a treia dezbatere pentru postul de primar general. Să ne auzim cu bine! Alegeri locale 2020. Dezbateri electorale.